Un șofer de ambulanță care se deplasea cu viteză la urgență a fost amendat de polițiști. S-a întâmplat în județul Vaslui, iar agenții spun că șoferul a fost sancționat pentru că nu avea pornite semnalele luminoase și acustice. Lili Trifu, colegul meu corespondent Antena 3 CNN, vine cu toate informațiile. Lili, te ascultăm. Ce s-a întâmplat mai exact și dacă poate fi contestată această amendă? Bun găsit, Lorena. Nu numai amendat a fost șoferul de pe ambulanța care a plecat noapte la o intervenție urgentă, ci și suspendat, ci și a fost suspendat permisul pentru 90 de zile. Practic, conducătorul auto va sta pe dreapta toată această perioadă de timp. Ce s-a întâmplat? La 112, într-un sat din apropierea municipiului reședință de județ, a venit un apel, un cetățean avea nevoie de o intervenție urgentă a ambulanțierilor. Ei bine, ambulanțierul a plecat din stație, dar nu a mai pus luminile de avertizare așa cum solicită legea. Mai mult, la ieșire din Vaslui a fost prins de aparatul radar cu o viteză de 107 km la oră. Ei bine, polițiștii au luat măsura amendării acesteia și suspendării carnetului pentru 90 de zile. Și încă o informație, nu conducătorul ambulanței nu va contesta decizia poliției. El va aștepta perioada legală pentru a putea da pentru redobândirea permisului de conducere. Conducerea SAJ Vaslui a demarat o anchetă internă. Lili, mulțumesc foarte mult. Scurtă pauză de publicitate.